Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, iar dacă ai intrat pe acest videoclip, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Să vedem așadar ce mesaje are tarotul pentru tine, să analizăm puțin relația dintre tine și o anumită persoană sau relația dintre tine și ceilalți la modul general vorbind. Să vedem! Care este situația în momentul de față? Ce anume urmează în viitorul apropiat, adică o zi, o săptămână, maxim o lună, din momentul în care vezi citirea. Uite, văd aici un drum pe care l-ai făcut, un drum poate care te-a surprins destul de mult. Aici văd o veste care a venit către tine sau care vine și care te zdruncine destul de mult. Ceva legat de o persoană care se află la distanță de tine văd aici că unii dintre voi aveți problemă cu o mașină sau aveți o problemă legată de drumuri, da? Uh. Ai vrut să faci un drum și aici lucrurile au decurs puțin diferit. Dacă ești o persoană singură, văd că în momentul de față ai foarte mari șanse să cunoști pe cineva, însă este important să te lași purtat. Adică dacă simți să mergi la o petrecere, să mergi, dacă simți să mergi pe un anumit drum, să mergi pe acolo... Mai mult decât atât, dacă ești o persoană aflată într-o relație, văd aici că foarte rapid urmează să primești o veste care o să te surprindă. Hai să vedem, în momentul de față, avem îndrăgostiții, o legătură cu zodia gemeni pentru unii dintre voi. Văd aici o alegere importantă pe care o ai de făcut, dar și o atracție foarte, foarte mare pe care tu o simți față de o anumită persoană. Asul de băte, se pare că ai cunoscut pe cineva recent sau în momentul de față, văd că ai niște idei noi, vrei să încerci niște lucruri noi, niște vești bune văd aici pentru tine legate de o pasiune pe care tu o ai. Dacă ești o persoană singură, așa cum am spus, foarte curând apare cineva în viața ta sau poate așa a și apărut deja. Dacă ești într-o relație, văd aici că ești foarte dornic să experimentezi lucruri noi, văd foarte multă atracție în cadrul acestei relații, în egală măsură. Șapte de băte, mai avem aici. Ai o persoană care luptă foarte mult pentru tine, dar ai legătură cu cineva care vrea să facă doar cum gândește, adică nu este deschis în fața unor noutăți. Nu este deschis în fața unor altor uh, idei. Să vedem în continuare 10 de cupe. Te văd aici uh, bucuros, mulțumit, împlinit. Te văd preocupat de casă, de familie, dar este și o perioadă în care vrei să te relaxezi, o perioadă în care vrei să te simți bine. Ce mai văd aici este faptul că, dacă ești într-o relație cu cineva, văd că îți dorești să te întâlnești cu acea persoană. Unii văd că locuiți deja în aceeași casă. Îți dorești foarte multă stabilitate emoțională, din ce văd aici. Foarte multă stabilitate. Cavalerul de cupe, da? cineva se îndreaptă către tine, cineva îți propune aici o întâlnire, cineva îți propune. Uh, Poate chiar o poveste de dragoste, mai ales dacă ești o persoană singură, este cineva în apropierea ta care își dorește să Să te cunoască este o persoană care își dorește să vină către tine 6 de monede în momentul de față văd că te preocupi foarte mult de bani Da ori nu ți ajung banii ori ai niște cumpărături de făcut 6 de monede poate să însemne și despre un cadou Da poate să însemne și faptul că Vrei să-ți faci un cadou sau vrei să faci unei persoane un cadou? Ești o persoană foarte sensibilă care stă și cântărește foarte, foarte mult o situație. Stai și cântărești foarte mult ce decizie să iei tu și luna aici vorbește despre faptul că ai legătură cu o persoană din zodia Rac sau din zodia Pești. Însă, în alte cazuri, văd că ai aici legătură cu o persoană care nu prea știe foarte bine ce își dorește de la tine. Și, în general, este o persoană care foarte greu se decide, este o persoană misterioasă în unele cazuri. Văd și o întâlnire romantică pe care cineva și-o dorește alături de tine, pe de altă parte. În viitorul apropiat, adică o zi, o săptămână, o lună, Văd aici un cavaler, un, un cavaler, un rege de cupe, din nou o conexiune cu o zodie de apă, rac, scorpion, pești urmează pentru tine o perioadă de mare intensitate din punct de vedere emoțional, o revedere cu o persoană din trecut, dar văd aici și foarte multe sentimente, foarte multă liniște, foarte multă pace pentru tine magicianul. În viitorul apropiat te văd într-o poziție foarte pozitivă. Vei avea toate elementele în fața ta, dar va fi nevoie să iei o decizie. Dacă e să cunoști o nouă persoană, văd aici că te vei simți foarte mulțumit, foarte împlinit de acest om. trei de cupe. Aici văd o bucurie mică în exteriorul tău, fie o mică celebrare, petrecere. Trei de cupe vorbește despre o legătură cu o persoană foarte dragă ție, dar dacă ești într-o relație, persoana asta îți va face o bucurie în viitorul apropiat. Da? Apoi, 10 de băte. Urmează și o perioadă în care vei avea foarte multe lucruri de făcut legate de casă, de familie. Cartea poate să vorbească și despre o perioadă puțin stresantă, dar văd aici și o posibilă problemă de sănătate. Așa că mare, mare atenție atunci când vine vorba de starea ta: apoi 8 de cupe. în viitorul apropiat, văd aici pe cineva în jurul tău care va renunța la o situație. Pentru unii este posibil să fie vorba despre un triunghi amoros, da, despre un triunghi amoros. Atenție la eventuale certuri care pot apărea aici. Dar mai văd și faptul că dacă în relația ta lucrurile sunt puțin tensionate, Uh, urmează o perioadă în care persoana de lângă tine este dispusă să te ierte, să uite tot ceea ce s-a întâmplat în egală măsură. În mintea ta, steaua o legătură cu un vărsător, mai văd faptul că în viitorul apropiat, adică o zi, o săptămână, maxim o lună, pentru tine apare o speranță, apare o persoană care te ghidează, care te ajută. Apar noutăți plăcute, dar este și acea energie, cum că um, în viața ta aici se luminează lucrurile da și văd și o relație care poate să dureze mult timp. Asul de spade o persoană aici văd că va lua o decizie importantă, deci dacă ești într-o relație, persoana asta să știi că va renunța la cea problemă care um, este în legătură cu relația voastră, e ca și cum mai ia a treia persoană și renunță la ea, sau pentru alții e vorba despre faptul că renunță la o activitate pe care o face sau pe care a făcut-o, dar care nu i-a ieșit chiar atât de bine. Da? Bun, hai să vedem puțin despre ce este vorba, ce decizie ia persoana asta. Ce decizie? La muncă, iarăși, se poate lua o hotărâre importantă. Wow! Turnul! Turnul 4 de bâte și 4 uh, de monede. Persoana asta să știe aici că ia o decizie în legătură cu o căsătorie sau în legătură cu o relație oficială. Văd aici că nu vrea să renunțe absolut deloc la tine, da, însă văd pe de altă parte că își dă seama că o anumită parte a relației nu mai funcționează și se gândește serios să ia atitudine din acest punct de vedere. Pentru că omul ăsta își dorește foarte multă siguranță din partea ta. Va trece aici persoana asta printr-o perioadă destul de dificilă din punct de vedere financiar. Hai să vedem ce lasă în urmă. Uite, lasă în urmă un compromis. Fie că este vorba despre un compromis în plan personal, fie că este vorba despre o situație conflictuală care a fost între voi și pe care așa cum am spus se gândește serios să o lase în urmă. Dacă sunteți într o relație, văd că persoana asta se gândește serios să oficializeze relația, doar că este foarte, foarte teamă. Posibil să se gândească la faptul că uh, există multă atracție între voi, uh, dar din acest motiv tocmai este și teamă. Iar apare îndrăgostiți și cu șase de cupe. Este clar aici vorba despre o relație de suflet pereche pentru tine. Da. Și să vedem la ce anume speri tu. Ce este cu acea lumină pe care o vezi? Wow, este ceva legat de zona instituțiilor publice sau este ceva legat de un triunghi amoros, așa cum am spus. Aici avem trei personaje, da. Este vorba despre o decizie clară care se ia în legătură cu dragostea ta. Și este clar că toată această poveste te face să te simți mai sigură pe tine. Văd aici o conexiune cu următoarele zodii. Taur, Fecioară, Capricorn, Rac, Scorpion, Pești și Gemeni, Balanță, Vărsător. Foarte frumos! Uite, pentru tine este o veste foarte, foarte bună. Da, vestea pe care ți-o dă persoana asta este foarte bună, doar că va trece aici printr-o suferință Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată Eu îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu mare drag Dacă ți s-au potrivit mesajele, poți să lași un like, un comentariu, să distribui videoclipul, să recomanzi canalul unei persoane dragi ție Și de asemenea, te invit cu drag și la o altă citire dacă vrei să mai vizionezi eu îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.